dimineața! Bun găsit, așa este. Din Pescariu a făcut dezvăluiri în exclusivitate pentru Antena 3 cu privire, în primul rând, la legătura pe care o avea cu șefa DNA, Laura Codruța Chioveși, și ne spunea din Pescariu că a fost de mai multe ori la ea în birou și că procurorii DNA i-au cerut să facă mai multe denunțuri pe care am văzut că le-a și făcut, și spunea chiar că regretă unul dintre aceste denunțuri. Am mai vorbit de asemenea pentru că știm că recent a fost pus, iată, sub urmărire penală într-un nou dosar, vorbim de dosarul Cutezătorii. Chiar din interiorul bazei sportive de lux ne-a făcut aceste declarații și ne-a povestit ce întâlniri avea acolo și pe cine a văzut trecând pe acolo, și vorbim aici chiar de fostul președinte al României, Traian Băsescu, dar mai spunea și că a avut partide de tenis cu Victor Ponta, care l-a și sfătuit în multe momente. A fost destul de rezervat în ceea ce privește legătura cu procurorii DNA, spunea că imediat după ce va fi audiat, va putea să ne dea și mai multe detalii.